Mă numesc Kovács Zoltán, sunt director general al societății AV Bihor SRL. Colectăm pentru undeva 110.000 de oameni care generează deșeuri. Ca un pas important în 2018, AV Bihor împreună cu Comuna Salacea și cu Eco Bihor, depozitul ecologic din Oradea, a început un proiect destul de ambițios, de a aduce colectare separată pe 5 fracții, cu colectare din ușă în ușă. Am avut în analiză mai multe sisteme de colectare, începând din Germania, în Austria, în Ungaria, dar cel mai apropiat am găsit în Italia, în nordul Italiei, și am avut mai mulți consultanți de acolo, care efectiv ne-au zis că și Italia a avut colectare separată din anii 80 și în decurs de 20 de ani nu au putut să urce peste 25% din deșeuri să fie reciclabile. Din această cauză au schimbat și ei sistemul, au scos pubelele de pe stradă și au dat individual pentru fiecare om și radical, mai ales cel din Parma, fiind un oraș de 200.000 de locuitori asemănător cu Oradea, în 4 ani au ajuns de la 25% la 70%. Numai prin, să zicem așa, psihic, au dat același volum la oameni ca disponibil să aducă deșeurile, dar au redus la minim cantitatea care se poate colecta în amestec. Deci nu au mers pe sistemul care era în Germania, că dacă nu faci, te amendezi. Ai acolo disponibilitate, dar dacă nu faci, te amendezi. Au mers pe psihicul omului și am zis că este cel mai apropiat care se poate implementa și aici, pentru că fizic ai forțat omul, nu ai loc să le pui în amestec, trebuie să le sortezi. În timpul implementării am avut foarte multe ședințe cu populația, am împărțit pubelele noi, le-am zis cum trebuie să le utilizeze și cantitatea colectată de la 30 de tone a scăzut la 12 tone în total, din care 6-7 tone erau colectate separat, adică nu aveau direct destinația de a se depozita. Înainte din 30, 29 erau destinate depozitării. Deci, s-au înființat două centre de colectare, fiind o comună cu două sate, în fiecare sat s-a făcut un centru de colectare cu pubele cu destinație specială pentru acele deșeuri care nu sunt considerate menajere. Deșeuri de construcții, deșeuri voluminoase, deșeuri de medicamente, baterii și așa mai departe, care nu au ce căuta în cele 5 fracții. Primarul este foarte important. Dacă primarul nu se implică, proiectul n-o să aibă succes. În 2019, după ce a fost implementat proiectul Salacea cu succes, cu rezultate foarte mari, am replicat-o încă la două comune în județul Bihor. Cele 5 fracții sunt hârtie, cartonul colectat împreună, plastic cu metal colectat împreună pentru că se sortează destul de bine, sticlă de ambalaje care efectiv nici nu se sortează de obicei după aceea, ci se încarcă direct la reciclare, biodegradabilul, care înseamnă atât deșeuri de mâncare de la bucătării și cantine, cât avem și fracția de deșeuri verzi din grădini și parcuri. Și al cincilea este rezidualul, adică tot ce nu intră în primele 4 fracții rămâne ca rezidual, cum ar fi un scutec, un bocang, un bețișor de ureche sau o lamă de ras. Nu prea ai cum să reciclezi. La ce fin am ajuns din două considerente. Unul a fost prețul și celălalt a fost termenul de livrare. Așa că am început tratative pentru toate camioanele care le avem și am semnat contractul. În total avem 38 de camioane de la ce fin,
3 au fost cumpărate anul trecut și restul de 35 au fost contractate anul acesta și au fost toate livrate. O cerință a fost ca pe fiecare contract trebuie să ai măcar o mașină cu spălător. Adică din când în când trebuie să ai acest serviciu ca să igienizezi, să salubrizezi și pubelele, nu numai să le golești, dar să fie și spălate. Am zis că având 5 fracții care trebuie colectate, este mai ușor să te duci și să colectezi 2 deodată. Așa că am cumpărat, cred că 10 bucăți care sunt fracționate în 2, undeva 60% o fracție și 40% cealaltă fracție. Asta ne ajută și în colectare, să nu trimiți 2 mașini și să fie mai eficient. Camioanele sunt noi, sunt mai performante față de cele care sunt de Euro 3, Euro 4, vechi de 10 ani, se comportă mult mai bine. Sunt un iubitor de natură și prin felul în care am copilărit efectiv, pentru că am petrecut destul de mult timp la bunici, lângă pădure, în fiecare zi eram la drumeții, dimineața m-au lăsat și seara strigau după mine să mai ajung acasă, așa că sunt apropiat naturii și îmi place natura, îmi place lemnul, îmi place să lucrez cu lemnul, pentru că este natural. Și încercăm să lăsăm ceva pentru copiii noștri, adică eu sunt în salubritate de 10 ani. Am început cu stația de compostare și de tratare a deșeurilor de construcții la EcoBihor și după un timp am preluat și depozitul ecologic. Și am văzut că se aduc deșeurile și o cantitate imensă se duce la depozitare, adică ce facem? Facem o piramidă la marginea orașului care o să rămână la copiii noștri și o să întrebe tata de ce ai făcut aia. De ce a rămas acolo? Că bine, e prin piramidă, dar nimeni nu o să se ducă acolo ca în Egipt să vadă piramida ta, pentru că nu arată bine. Și efectiv de acolo am început să avem în dezvoltare idei și sisteme ca să ajungă cât mai puțin la depozitare, pentru că nu vrem să lăsăm la copiii noștri un depozit de deșeuri la care să se uite și nu au ce să facă cu ele. Ideea este a economiei circulare, adică totul să recircule. În salubritate, ceea ce aud și citesc de obicei de la public, nu știu oamenii ce se întâmplă cu deșeurile lor mai departe.